Salutare și bine v-am găsit la primul episod din Ring of Elysium. Astăzi va trebui să ne punem pe treabă și să vedem ce vom putea face noi pe aici. Va trebui să mă mișc extrem de rapid și să lutez o mulțime de chestii. Nu știu ce naiba de armă este asta. Pare a fi un assault rifle. Vestă, grip, muniție, sper eu suficientă. Accesoriul nu este valid. Neplăcut. Totuși mai sunt o mulțime de clădiri de verificat. Și am impresia că sunt singur aici în oraș, deci ar fi o idee bună să profit. Deși cred că va trebui să iau și arma asta. Nu de alta, dar pare să fie interesantă. Cască, cred că am deja. Pur și simplu îmi schimb casca mea cu alta. Chestia care nu cred că mă ajută prea tare. Totuși, să mă mai uit pe aici. Un FAMAS. Mă aștept să nu fie cea mai grozavă armă din lume. Ok, este printre primele mele meciuri, deci nu vă luați de mine dacă joc puțin dubios. O să dureze o perioadă până când mă voi obișnui cu jocul. Ceva de genul. Alte clădiri mai am pe aici. Sunt destul de sigur că da. First Aid, 12 Gauge și Origin 12, care cred că este un shotgun. Și pare să fie un shotgun decent. Backpack is full. Cu siguranță am nevoie de sănătate mai mult decât am nevoie de tot felul de alte prostii. Bun. Am demers destul de mult, deci cred că ar fi o idee bună să mă mișc. Și ținând cont că merg prin ploaie, teoretic nu o să-mi audă nimeni pașii. Practic, rămâne de văzut. Eu aud mașina aia destul de bine. Bun. Zona pare a fi sigură.
Din păcate, nu pot garanta. Totuși, să ne mișcăm pe aici. Voi fugi așa mai aplecat. În speranța că mă va ajuta nebunia asta. Oricum, cred că am destul timp să ajung în zona sigură. Se aude o persoană cum trage pe aici. Da. Cu siguranță am auzit destul de bine. Și aproape am ajuns în zona sigură. S-a oprit și ploaia. Ceea ce este decent. Mi se pare că am auzit ceva pe aici. Bun. Bun. Trebuie să-mi refac sănătatea foarte rapid. Sfinte! Nu așteptam chiar la așa ceva. Bun. Dă-i și fugi. Poate voi fugi puțin mai aplecat. Dar cu siguranță voi fugi. Să ne mișcăm.
Bun, aici sunt în zona sigură. Din păcate, nici zona asta nu este bună, deci... va trebui să mă mișc. Și să caut o zonă cu adevărat sigură. Deci, voi fugi pe aici. Ok, mi-am schimbat și vestele. Neplăcut este faptul că trebuie să fug pe aici și mă simt de parcă stă în câmp deschis. Chestia care este cât se poate de adevărată. Dar totuși sunt în siguranță, cel puțin momentan. Sper că voi rămâne în siguranță pe aici. Ok, să ne mișcăm. Bun. Ok, am văzut acolo un jucător.
Două secunde, trebuie să-mi refac viețile. Și după să fug de aici. Încă puțin. Va trebui să not către zona sigură. Chestii care nu știu dacă este cea mai bună soluție. Văzem pe aici o barcă. Este fix în față barca. Sfinte! Trebuie să mă mișc, trebuie să ocolesc insula și trebuie să ajung în siguranță. Partea bună este că am suficient timp, sunt într-o poziție extrem de nasoală. Dar, teoretic, voi reuși să scap. Situația nu este chiar așa de groaznică. Luăm barca imediat. Bun. Se putea mult mai rău de atât. Să ne uităm, medicamente nu. Ok. O să doară puțin de tot, cred. Dar voi ajunge în zona sigură. Încă puțin. Ok, dă-i și fugi. Evident, cineva campa zona sigură. Chestia la care oarecum mă așteptam, dar cred că am făcut o treabă destul de bună. Eu nu aș fi fost în stare bună încât să lupt, din păcate. Dar totuși, meciul ăsta a fost absolut genial pentru primul meu meci de Ring of Elysium. Cred că am făcut o treabă absolut genială. Și cred că noi o să ne oprim aici cu acest prim episod. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut. Și noi ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!